Îmi aduc aminte când eram copil, îmi desenam pe spate cu pixul numărul. Era visul meu să port tricoul roșu-albastru, să aud încă de pe tunel nebunia din tribună. Să mă bucur cu suporterii la victorii și să plângem împreună la înfrângeri. Să fac parte din familia roșu-albastră, să fiu și eu trup și suflet pentru culori. Acum, toate astea sunt reale. Și astăzi este un nou început.